De ce generalizați, băi, despre mame? De ce generalizați despre femei? De ce generalizați în general despre toate chestiile care se întâmplă acum? E adevărat că social media ne face mult mai vizibil. Da, ajungem să știm toți de fiecare, să știm unde mergem, unde mâncăm, mă scuzați, unde ne căcăm, tot. Deci social media ne-a făcut să fim niște animale de-astea voyeuriste, care tot timpul ne uităm la ceilalți, dar care simțim și nevoia să ne expunem. Băi, frate, să se vadă. Nu știu dacă ați observat, dar niciun avion nu mai poate decola dacă nu-și dă lumea check-in în aeroport, da? Nu... Nimic, frate, nu se mai poate întâmpla. Mă și uitam, la un moment dat era o glumă că ajung doi influenceri într-un restaurant și oamenii mănâncă. Și vine spătarul la ei și întreabă, totul este în regulă? Eu zic, da. Păi zice, nu v-am văzut făcând poze la mâncare înainte să mâncați. Înțelegeți despre ce e vorba. Bun, hai să nu... să nu lungesc prea mult în introducerea asta. Este un clip despre mame. Mi-am luat tricoul Shit Mom de la Alina. Alina care este de fapt aluziva, așa o știți mai bine. Este o youtuberiță care ea scrie povestește despre teme de parenting, dar în altă perspectivă decât sunteți obișnuite. Că eu, băi, m-am săturat și nu le mai suport pe astea cu mindfulness-ul curului pe românești, o zic, și pe integrarea în absolut și pe sfaturi de astea care merg la orice oră, la orice zi din noapte, numai cu quinoa, cu mușețel și cu uleiuri esențiale. Băi, nu vă mai suport și cred că nu știu de ce în mass media în continuare se promovează aceste femei, aceste mame care au descoperit dintr-o dată. Doamne, încerc să mă abțin că deja am scăpat două prostii până acum și deja... Da, în fine. Dar nu se mai poate, frate. Toată lumea care a făcut acum copil e cu minunea de a fi mamă, miracolul de a nu știu ce. Băi, frate, nu ești singura care ai făcut copil pe lumea asta, da? Și nu vrea să știe lumea despre chestia asta. E treaba ta, ai făcut copil foarte bine, felicitări, ai grijă de el, apropo. Educă-te și tu, educă-l și pe el și lasă atâta filozofie cu cum trebuie să ne creștem copilul, cu câte grame de biscuiți, când trebuie să-i bagi termometru în fund și nu știu ce, ca asta toată lumea învață cu doctorul, înveți de la neonatolog, înveți din cărțile alea dedicate pentru acest lucru. M-am căsătorat de toate mămicile astea super, care se prezintă așa ca un fel de deținătoarea iluminării absolute și care trăiesc așa într-o armonie și într-un co-sleeping permanent cu copiii lor și le țin în continuu. Până ajunge copilul, mă scuz, de ei se scoală și ea încă îl ține în sling, în căcatul ăla agățat de gât. Deci, băi, frate, terminați odată cu lucrurile astea, pentru că intoxicăm generațiile astea de copii care urmează la rândul lor să fie părinți. O scoatem niște părinți bătuți în cap, o să iasă. Deci copiii noștri care asistă la toată mascarada asta vor fi niște părinți tâmpiți de tot, dacă mai continuăm cu chestia asta. Și nu pot să... Nu m-am dus și acum, mi-aduc aminte de cineva care mi-a reproșat că eu nu mi-am ținut copilul suficient în brațe. Băi, copilul ți-l ții în brațe, normal că ți-l ții în brațe, dar există o limită, că dacă tu îl înveți nu am brațe, el o să devină dependent și o să aibă senzația că doar în brațele tale, acolo el trebuie să fie și tu nu o să mai ai viață și tu nu o să mai ai nimic, o să fii doar o chestie atașată. Mi-am notat aici câteva lucruri, că am zis că nu se bat câmpii foarte mult, deși când vine vorba despre chestii de asta de parenting, mă inflamez foarte tare și oricum nu mai suport acest termen de parenting, da? Parentingul nu e o chestie pe care ați inventat-o voi, oameni buni. Și voi, astea, mamele cu mindfulness-ul și care se... Vai, și ele trăiesc într-o comunie copilul și spirituală și nu știu ce. Lasă-mă, frate, că nu toți sunt genii și nu știu ce și care le măsoară rahatul de 3 ori pe zi și mucii îi prezintă la toată lumea. Păi cum își suflă, ia mucișorii. Băi, nu sunt mucișori, sunt muci. Și mucii copilului tău sunt interesanți doar pentru tine, nu sunt interesanți pentru nimeni altcineva, da? Și nu are sens să povestești, să te lauzi cu chestia asta, pentru că e o chestie a ta intimă și personală, dar nu... Mă scuze, deci astea nu sunt chestii pe care să le prezinți așa ca pe niște vai. Și asta cu co-sleeping. Acum se numește co-sleeping, că dorm cu copilul tău. Co-sleeping. Nu, frate, mai dorm cu el, normal, cât este foarte mic, trebuie să dorm cu el sau foarte aproape de el ca să
Că și logistic, mi se pare de căcat să... mai sunt ăștia, știi, care își permit să aibă 7.000 de camere, camera copilului, camera bonei, camera curului, camera nu știu ce. Așa, mamă, deci am umplut clipul ăsta numai de porcării, deci nu este clip la care se uită copii. Așa, și logistic, femeile alea fac, frate, kilometri, pentru că stau cu video, monitorul, să vadă dacă se trezește copilul, dacă urlă, să se ducă la el. Nu-i mai bine pui pătuțul în cameră cu tine și nu ai atâta... toată ziua doar ca să vadă lumea că tu ai mai multe camere și că ai ajuns la un anumit nivel și vrei să creezi așa un univers copilului și ai făcut o cameră la care ai băgat ația bani în ea și trebuie să stai acolo, copilul. Da? Deci m-a săturat de toate filozofiile astea și de tot așa. Bun. Și sunt diverse specimene de mămici de astea cu parenting. Știi ce mai grav? Că mai fac și conferințe și mai fac și întâlniri. Bă, și oamenii plătesc să asculte bășinile astea, știi? Deci mie asta, știi, mi se ia. Bun. Deci gata cu generalizările despre mame și voi, mamelor, întoarceți-vă la normalitate, la normalitate. Ești mamă, dar înainte de a fi mamă, ești om, înainte de a fi om, ești femeie și ești ființă și ai și tu nevoile tale. Și nu o să-ți ceară nimeni să fii Maica Teresa pentru copilul tău, da? Deci el nici măcar nu vrea asta. Asta ar fi interesant să știți și voi. Da? Copilul te simte imediat când ești fericită, când ești frustrată și lucrurile astea se răsfrâng mult mai nasol asupra lui decât faptul că, vai, că tu îi cânti la mandolină și îi citești numai povești de alea inspiraționale, că am mai auzit faze dintre astea, că îi citești copilului numai nu știu ce, că se pui numai nu știu ce, că nu știu ce. Dar și foarte interesant că chestiile astea vin fix și de la mamele alea care stau cu alcoolul și cu țigara în gură, dar nu se întâmplă nimic, că n-ajunge la copil. Nu afectează deloc, este demonstrat științific. Poți să fumezi și să bei și gravidă și alăptând că nu va afecta copilul. În schimb, dacă îi dai quinoa și citești din, nu știu, din Schopenhauer, va deveni inteligent și... ok. Am zis aici eu că așa cum nu toate femeile sunt la fel, nici mamele nu sunt la fel. Deci nu avem cum să fim toate la fel și nu avem cum să dăm niște verdicte. Că și faza asta, legat de fumat, legat de băut, legat de nu știu ce, de diverse vicii care în mod evident afectează copilul femeilor. Deci nu trebuie să vină, frate, un studiu făcut de niște cercetători britanici să vă spună că nicotina și celelalte mizerii care se află în tun nu ajung la copil, că ajung. Da? Deci nu trebuie să vină cercetătorul la britanic, dar măcar dacă faci o tâmpenie, asumă-ți-o. Și fă ceva pentru asta, de-aia mi-a plăcut foarte mult clipul aluziviei când a povestit despre că ea fumează, frate, pentru că așa a trăit, așa a fost și asumă toate chestiile astea, dar încearcă prin alte lucruri să recompenseze toate lucrurile astea. Și slavă Domnului, e o femeie care face. În primul rând, e o femeie foarte dedicată copiilor ei și stă lângă ei și își cunoaște copiii cu adevărat, adică nu are o bonă sau o bunică care își cunoaște, care cunoaște mai bine copiii decât îi cunoaște ea. Da? Dar nu să-mi spui tu mie aici să-mi vinzi mie Brașoave că tu poți să bei alcool la orice oră și să fumezi cu copilul la țâță că nu se întâmplă nimic. Asta nu poți să spui, asta știe puii mei, asta știe și o maimuță, da? Și o maimuță care își adaptează copilul știe că nu e ok chestia asta. Am mai scris eu aici, am mai notat că nu toate devenim mame din același motiv. Unele devin accidental, în fine, că bă, și astea mor când aud. Dar nici nu mă așteptam să rămân însărcinată. Puii mei! You know, ai învățat la biologie ce se întâmplă când masculul cu femeia se împerechează? Că există probabilitate mare să se întâmple și procreerea? Da, păi de-aia, dacă tu faci chestia asta cu așa și nu te protejezi și nu nimic și ești relativ sănătoasă, să zicem, se va întâmpla. Deci nu-mi vin de mie Brașoave, că mai aud câte una de asta. Vai, a fost un miracol! Nici nu mă așteptam că mă rămâne sărcinată. Nu te așteptai. Te așteptai că o să... nu știu, o să iasă biluțe Kinder din tine. Nu știu, o chestie de asta. Nu, frate. Pe românește, dacă faci sex regulat, neregulat, că uneori se întâmplă că nu faci foarte regulat și rămâi atunci sau așa, vei rămâne. Deci, nu este un miracol. Este o normalitate. Așa se întâmplă, știi? Așa a lăsat natura. După aia... sunt cele care devin mame într-adevăr cu multă dificultate pentru că au probleme de fertilitate, au diverse chestii și astea săracele
ajung la tot felul de stări dintre alea, mamă, dar de eu de ce nu am, dar de ce nu știu ce, se așa, ajung să se victimizeze sau tocmai ajung să se izoleze și ceilalți le privesc ca pe niște nebune, ia uite-o mă și pe aia. Nu, n-ai de ce să judeci. Omul ăla chiar își dorește un copil. Deci e o chestie foarte personală în care e bine să nu te bagi, să-ți ții comentariile la tine acasă, da? Nu, chestia asta mă interesează. Apoi sunt cele care au senzația că, vai, o să fac un copil și asta ne va completa relația. Un căcat cu perje, ți-o zic pe românește, dacă relația ta nu-i completă cu bărbatul tău, sau cu femeia ta, sau bine, acum nu știu, cuplurile acum sunt de tot felurile, nu copilul va completa chestia asta. Dimpotrivă, copilul s-ar putea să fie o mare debandadă și o mare nebunie acolo. Deci nu copilul va face chestia asta. Și nu pune pe în cârca copilului chestia că dacă... acum avem și copil, deci gata, frate, trebuie să stai lângă mine. Adică e parafată, e dată cu sigiliu, nu mai, te-am prins lângă mine pe viață, nu mai. Nu e chiar așa. Copilul e copil. Și are scopul lui în viață, a venit pentru ceva, l-a trimis Dumnezeu pe pământ sau Creatorul sau cine, sau Buddha sau Allah sau cine o fi. El are treaba lui, are misiunea lui, bineînțeles, tu ca părinte trebuie să te ocupi de el, că de aia, adică până și gândacul de bucătărie și are grijă de puiul lui, deși tu trebuie să ai grijă de copilul tău, să le duci, să-i dai cei mai buni, să-l hrănești, să-i asiguri siguranță, protecție, afecțiune, toate chestiile alea basic pe care tu le știi, numai că te faci că nu știi și aștepți să spună proastele alea care fac parenting. Și după le faci chestiile astea, el o să-și vadă de treaba lui, înțelegi? Poți să-l vadă de treaba lui și ar fi bine că în momentul când devine adult să-l cam lași în pace. Să fie acolo lângă el, pentru că asta este foarte important, pentru că ca părinte, ca mamă, copilul să simtă prezența, să știe că atunci când are nevoie, te găsește acolo, da? Nu că mami e ocupată sau mami e plecată sau să nu supăr pe mami. Astea sunt chestii pe care le-am auzit și la copii mici. Nu fac asta ca să nu supăr pe mami. Nu întreb, nu-i spun ca să nu supăr pe mami. This is not ok. Că de asta mi se zicea că primii 2 ani nu o să crăpi dacă ești cu adevărat prezentele de copilul tău, pentru că eu nu sufăr și asta e a mea personală, da? Asta e a mea personală. Pentru asta puteți să-mi dați hate cât vreți. Dați-mi hate dacă vreți pentru chestia asta. Bă, primii 2 ani, dacă tot statul ăsta de căcat român a hotărât că 2 ani poți să stai copilul acasă, băi, până și ăia, idioții ăia care hotărăsc legile, s-au gândit că chestia asta este logică. E normal, știi? Până și mâța stă cu copilul. Toate animalele, nu știu dacă ați observat, toate animalele stau cu copiii lor, mai ales mamiferele, până când aceștia ajung la ciclul de viață în care pot deveni independenți. Fiecare specie are ciclul de viață, că na, la maimuță durează câteva luni, la gândac sau la alte insecte câteva ore, da? Deci tu trebuie să-l aduci la pragul la care el poate să fie independent. Și atunci, frate, nu cred 2 ani. Chiar nu crap, nici financiar, nici psihic, nimic. Sunt 2 ani din propria ta viață pe care tu trebuie chiar să-i dedici copilului. Pentru că în aia 2 ani el oricum este demonstrat asta științific și nu cred că nu aveam nevoie să ne demonstreze că, mă, pisicile, câinii, vacile, cai, n-au nevoie, frate, de atâtea demonstrații științifice. Noi tot ne întrebăm și ne uităm în toate găurile noastre să observăm dacă este ceea ce trebuie acolo. Nu, deci nu trebuie să-ți explice nimeni că tu în primii 2 ani chiar trebuie să te dedici mai mult decât mult copilului. Și anume, dacă poți să alăptezi, că și asta e altă chestie, poți să alăptezi, vrei să alăptezi, în fine, indiferent cum e de mâncare copilului, trebuie să-i o dai tu. Mama. Și asta au fost făcute studii și pe perioada războaielor mondiale și în special pe perioada lui Hitler, când au fost copilași care au fost recuperați de la prizonierii de război, în fine, din sate, așa, și s-a făcut la un moment dat un studiu foarte mare, pentru că naziștii aveau problemele lor la cap. Voiau să studieze chestia asta, dacă ei pot să aibă grijă de copii, să facă niște orfelinate în care să-i crească pe ea ca pe niște idioți. Și au observat că, deși unii copii erau crescuți impecabil, adică mâncare, căldură, nu știu ce, faptul că nu primeau afecțiune ducea la mortalitate. Deci asta e demonstrat, la fel cum este demonstrat și în cazul multor animale. Pui care nu stau atașați de mamă, chiar dacă până la urmă este de mâncare și nu știu ce, ajung să moară sau să fie niște specimene slabe în cadrul haitei sau și așa mai departe. Deci țineți cont de chestia asta. Cât este mititel, cât este mic și trebuie luat în brațe și trebuie spălat la fund și trebuie să-i dai mâncare cu lingurița și fiecare copil are timpul lui, stai lângă el, frate. Stai lângă el, că nu pățești nimic, crede-mă. Prietenele alea bune care și-ai la băute, la film, la ce ieși tu, o să te aștepte, dacă sunt cu adevărat prietene, o să iasă cu tine și peste 2-3 ani.
nu e problemă, nu o să fugă. Dacă o să fugă, cu atât mai bine. Zi mersi că ai demonstrația clară că cine este prieten și cine nu. Și dacă nu-i fără prieteni, nu-i nimic. Poți să-ți faci alții. Nu e, poate atunci va fi momentul când o să-ți găsești prieteni adevărați. Deci nu crep 2 ani. Nu crep 2 ani nici dacă nu mergi în fiecare lună la epilat, nici dacă nu-ți faci unghie toată ziua, nici dacă nu te duci toată ziua la shopping, nici dacă nu te duci toată ziua nu știu ce să mai faci. Chiar nu crep, nu poți ieși nimic, îți garantez. Ba chiar vei descoperi că poți fi o mamă foarte ok. Bineînțeles, nu trebuie să fii nici super toată ziua să-l pupi în cur sau să-l sufli sau nu știu ce. Faci și tu lucrurile mai pe lângă casa omului. Poți să-ți faci, uite, poți să înveți să te epilezi singură, poți să înveți să faci lucruri tu singură acasă. Sau, în fine, în preajma copilului, că la fel nici nu chinui copilul, că mai văd și faza asta copil de 2-3 luni chinuit și cărat prin saloane de coafură, chinuit pe la Starbucks, chinuit prin tot fel de locuri. Nu, nu e... Băi, tu ai văzut vreo vacă că pleacă cu puiul ei să-l alăpteze la Starbucks, mă? O bune, adică chiar... whatever. Faza asta că, vai, copilul, pentru copil mă sacrific, m-am îngrășat 20-30 de kg. Hai, lasă-o încăcată. Deci ai fost grasă și înainte ești grasă și după. Deci chestiile astea că m-am îngrășat, da, Doamne ferește, poate să se întâmple să ai o sarcină cu un anumit specific din punct de vedere medical și să iei ceva mai multe kilograme. Dar nu pune toate astea și nu fă din chestia asta un eroism. Fă, sunt mamă, m-am îngrășat. Păi, dacă te-ai îngrășat, pune mâna după aia și faci ceva să te dai înapoi, care să poți, dacă înainte erai ok, dacă nu, adică scuză-mă, dacă înainte arătai ok, vei reuși să-ți revii cât de cât la ce ai fost, sau poate chiar să arăți mai bine, dar dacă tu și înainte erai, înțelegi, nu ai cum, dar nu, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nu atât mai iubește copiii. Deci, nu fă din chestia asta, mă uit la multe dintre mame, vai, a trebuit copilașul meu și s-a uitat în nas și nici măcar nu l-a văzut și nu știu ce, sau, vai, uite-te al meu cât este de drăguț și nu știu ce, bă, mie nu mi se par toți copiii drăguți. Bă, bune, și sunt mamă și iubesc copii, întotdeauna mi-am dorit copii, întotdeauna de mic am avut grijă de copii, de verișorii mai mici, tot timpul am fost încălzat cu copii. Păi, dar nu-mi plac toți! Și nu pot să fiu ipocrită. Și mai ales copilul, atenție, copilul simte ipocrizia. Chiar dacă nu o verbalizează, simte imediat că ești fals și că ești, că eu zici așa, vai ce drăguță ești. Nu, el știe foarte clar că tu te prostești în chestia aia doar ca să-i obții ceva. Cel mai rău este să arăta să-i transmiți comportamentul ăsta și să-l înveți și pe el că prin pupincurism, ăștia sunt viitorii pupincuriști, va obține ceva de la viață. Deci nu... Nu, fii direct cu copilul tău, nu trebuie să-i spui toată ziua că e cel mai frumos, că e cel mai rupt din soare, că e cel mai nu știu ce, oricum e al tău și se creează între tine și el o legătură care este dincolo de cuvinte și care se vede prin gesturi, că tu deja mai spui, băi, deci mor, eu mor când văd câte o mămică de asta într-un context public sau semi-public, te iubește mami atât de mult, vai, te iubesc, te nu mai pot, făi, că acum trec la apelative de astea, iubirea și chestiile astea sunt chestii intime care se declară în contexte intime, da? Deci pe mine mă interesează declarațiile tale super siroposizonate față de copilul tău. Plus că mi se pare de o ipocrizie maximă. Îmi vezi că te-ai unul săracul mic de 2-3 luni, știi, stă acolo într-un cărucior, știi, și măsa deasupra înconjurat de alte coțohârle toate. Cu copilul în brațe și ea zice, te iubesc, fai că te mult te iubesc. Și eu zice, băi, lasă-mă, frate, cu chestiile astea. Dacă lasă, demonstrează copilului prin ceea ce faci și prin ceea ce simți și cum te comporți cu el. Nu trebuie, el mai spune, nici nu înțelege sărăcuțul până la 2-3 luni. Abana de ce, aule, ce urlă asta deasupra mea, știi? Cam așa ceva de genul ăsta. Sau, da, mai vezi chestiile astea pe la evenimente de-astea de familie, știi? Când se adună bunicile și mătușile și bă, mi se par de super căcat chestia. Vai, te iubește bunica, dar spune tu direct, băi, te iubesc eu. Eu, da? Nu. Te iubește bunica, te iubește mătușa, te iubește mami. Nu că el știe cine ești tu. El știe instinctiv, nici nu are nevoie de un nume, știi? El are nevoie să-ți dea un nume, dar simte sau nu simte, că asta e cu simțitul și asta cu simțitul vine din real. Iar dacă nu ai un anume atașament, că se poate întâmpla să nu ai un anume atașament față de niște copii din familie sau chiar, sorry, dar se poate întâmpla, pentru că sunt cazuri de genul ăsta, să nu ai așa o pasiune de asta
exo-mega pentru propriul tău copil și să nu simți nevoia. Că unele mame simt, vai, eu nu i-am spus niciodată copilului meu că îl iubesc. Nu i-am verbalizat niciodată. Nu contează. Contează dacă i-ai demonstrat, dacă el a simțit chestia asta. Fel am mai văzut recent, a postat chiar o cineva pe Facebook, care cu siguranță nu are copii, și a zis ceva de genul că, băi, m-am întâlnit nu știu ce, că a fost nu știu unde, într-un mall sau într-o cafenea și a apărut cineva cu un copil și că era și spălată pe cap și că era și relaxată. Băi, să știi că noi mamele ne cam spălăm pe cap. Adică, în primul rând, eu mă aduc aminte mai ales de perioada când alăptam, când mă spălam pe cap în fiecare zi, că eram obsedată să nu mi se acumuleze, pentru că nu știu dacă știți, dar vă spun eu acum, marea deșteaptă. Da, sigur știți și voi, în păr se acumulează foarte multe mizerii, să spun așa, și cum stai cu părul relativ, na, adică e aici, în zona asta, nu poți să-ți, și dacă îl ții legat, tot există un contact direct cu copilul și atunci vreau eu să mă asigur, eu într-adevăr, eu am fost în tipologia mamei crizate, recunosc asta, nu mă dau ca model, nu vă sugerez, nici nu vă zic că e bine, nici nu vă zic că e rău, asta am fost eu. Eu m-am dorit foarte mult să am copil, am fost pe riscul de aproape, în fine, exista și varianta să nu vă să fac copil și atunci mi-am dorit atât de mult și în momentul când l-am făcut, a zis, băi frate, l-am făcut, îl iubesc de mor și fac tot ce pot eu, tot ce știu eu că e bine, tot ce învăț, tot ce așa, și m-a preocupat foarte mult să-i ofer tot ce pot eu în condiții de maximă igienă, de siguranță, măcar până l-am adus să-l înțarc și apoi să-l văd că se ridică el pe piciorușe și că începe așa. Că după aia n-am fost obsedat, adică gen, mi s-a întâmplat să mă duc în parc, copilul meu mergea în patrulabe prin toată iarba aia pe acolo și s-au luat două bunici de mine, ele credeau că sunt bona copilului și mi zice, auziți? Da, părinții copilului știu că lăsați cu mânuțele prin iarbă și am zis eu să mama copilului. Și s-a uitat la mine, ia uite dragă, o lasă copil mic să meargă în patrulabe prin iarbă. Băi, în primul rând că iarba aia am verificat-o eu înainte, cu el în brațe, mergând așa, m-am uitat bine să văd, să nu fie cioburi, să nu fie chestii și eu eram acolo lângă el, adică eram la, mergeam și eu practic oarecum în patrulabe pe lângă el și am lăsat copilul să meargă în patrulabe, să experimenteze și el, să vadă ce înseamnă pământ, iarbă. Da, adică nu m-am dus, că nu sunt de acord nici cu celălalt, stă câte una în parc. A? Ce? Auzi? Nu pune degețelul acolo? Hai. Băi, nici așa. Adică vezi de una care stă, n-are niciun reflex și ăla micu umblă și încă cade câine și nu știu ce, ia niște mucuri de țigară și le bagă în jucării și ce, și aia n-are nicio treabă. Nu sunt de acord nici cu chestia asta. Măcar cât învață lucrurile astea basic, el singur să identifice ce este bine și ce este nu, este bine să fii prezent. Deci iar vorbesc despre chestia asta, bă, trebuie să fii prezent, trebuie să fii, da, trebuie să fii. Eu am fost într-adevăr un pic mai obsedată cu partea asta de igienă până când l-am înțărcat și nu știu ce. După aia, într-adevăr, am fost ceva mai relax, dar am fost tot timpul prezent. Am vrut să văd prin ce trece el ca să înțeleg toate lucrurile astea, că n-ai cum să înțelegi. Bă, voi știți că eu am intrat într-un loc de la de joacă pentru copii mici, de la cu tunuri, cu tuburi, cu nu știu ce, băi. Și vreau să zic că era să fac atac de panică pentru că erau tubulețele alea prin care se bagă copiii, care sunt mici, a naibii. Păi și m-am băgat prin ele, pentru că eu am vrut să văd peste tot, pe unde trece copilul meu, ce experimentează, ce nu știu ce. Așa mi s-a părut firesc, mai ales că copilul avea sub 2 ani atunci și sub 2 ani, it's not ok să-l lași chiar pe capul lui. Și legat să mă întorc la Duduia, care vorbea despre noi mamele care ne spălăm pe cap. Deci noi ne spălăm pe cap. Este adevărat că uneori poate nu mai arătăm poate chiar atât de bine, pentru că nici nu mai suntem atât de preocupate. Hai să vă dau un exemplu. Când nu aveam copil și nu știu ce, păi frate, mă spălam pe păr, mă dădeam cu toate alea, stăteam cu ondulatorul fiecare șuviță, îl puneam pe bigudiu, nu știu ce, plus că aveam și păr de nică. Mamă, și aveam timp, deci jumătate, sâmbătă jumătate de zi făceam curățenie, jumătate de zi mi-era așa în părul, da? Deci, dar aveam timp, că n-aveam ce să fac altceva. Acum timpul s-a redus și nu mai pot să mă bibilez toată ziua, bă, dar murdară sau jegoasă sau șleampătă, nu sunt nici acum. Nu mai sunt atât de... Oh. Știi, adică, nu mai am cum. Plus că am 42 de ani, mi-a mai căzut din păr, adică a trecut vremea. Atenție, eu n-am pus niciodată toate schimbările astea și modificările astea ale mele fizice. Eu nu le-am pus pe baza faptului că am fost sărcinată sau am avut copil. A trecut timpul, pur și simplu. Adică și dacă aveam copil și dacă nu aveam copil, tot mi se lăsa și pielea, mi se lăsa și alea.
îmi cădea și părul, făceam și riduri, adică nu pentru că apăr copilul în viața mea, toate lucrurile s-au întâmplat, din punct de vedere fizic s-au întâmplat mai nașpa, la fel nu m-am îngrășat neapărat din cauza copilului. Am pus într-adevăr 16 kg pe sarcină, dar s-au dus foarte repede înapoi pentru că erau strict sarcina, știți? Adică după ce a plecat sarcina, la revedere. Da, s-a modificat un pic pielea pe abdomen, dar scuzați-mă, a fost acolo o chestie imensă la mine în burtă, da? Dar nu am făcut din asta o chestie... Nu! Păi era firesc, adică scuză-mă, te aștept să se întâmple lucrurile astea, dar nu s-au întâmplat niște lucruri atât de dramatice încât să spun, vai, dar sunt mutilată, sunt nu știu ce, că și astea mi se par așa niște mici exagerări lucrurile astea. Da, poți să fii mutilată, v-am zis, când ai într-adevăr o sarcină cu totul deosebită și specială. Dar alea, în general, femeile care trec prin experiențe de genul ăsta chiar nu țin în mod deosebit să-și întindă martirizarea pe toate gardurile. Concluzione! Bă, rești shit, mom, dacă încep să ai viața ta la un moment dat. Adică tu oricum ai viața ta, numai că ți-o adaptezi. Asta nu se înțelege lumea. Nu înseamnă că dacă nu mai ai genul ăla de viață socială, vai, azi la mall, azi la cafea, azi la Starbucks, sau ce nu mai ai. Nu! Mai faci lucrurile pe lângă casă, ieși la cumpărături, ieși prin parc cu copilul, îți schimbi un pic cât el este foarte mic. Apoi când el este deja mai mărișor, când mai poți să-l lași cu cineva sau poți chiar să-l iei cu tine, trudum, 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 reîncep. Plus că, scuzați-mă, dar toată viața înseamnă numai mall, numai ieșiri la băut și la nu știu ce. Chiar, uite, de ce nu mergeți la sală? N-am auzit nicio mică să plângă când nu poate să ducă la sală, sau foarte puține. Sau când nu poate să citească din cauza copilului. În general asta, vai că nu mai pot să ies, vai că nu mai pot să mă plimb, că nu mai pot să merg la H&M că sunt reduceri și nu știu ce. Asta că n-ai pierdut mare lucru. Fii prezent în copilul tău. Asta cred că este sfatul pe care nu ți-l dau eu, mă. Ți-l dă un șobolan care are pui. Ți-l dă o scroafă care a fătat 10 pui, 10 purcei. Aia îți dă sfatul ăsta, nu eu. Fii prezentă lângă copilul tău. Conectează-te cu el într-un mod normal, uman. Lasă toate bălăriile alea de parenting și nu știu ce. Ține-l în brațe, uită-te la el, stați amândoi. Șucați-vă, stați degeaba. Adică tu stai degeaba și tu la el cum doarme sau cum se joacă sau cum nu știu ce. Înțelege că toate chestiile astea au o semnificație pentru tine, dar nu are semnificație pentru ceilalți. Și nu aștepta ca ceilalți în jurul tău să se bucure când tu te bucuri că copilul tău a dat prima lui bășină sau a făcut primului caca ok sau că a făcut primului pis și la o liță. Nu se bucure nimeni de chestiile astea. Astea sunt lucruri de care te bucuri tu. În al doilea rând, că vai, că nu mai am viață decât că am, come on, poți să ai viață. Că îmi spunea cineva, vai că dacă ai copil, viața de cuplu s-a dus dracului. Nu, viața de cuplu s-a dus dracului dinainte, dacă a fost să se ducă. Poți să ai viața de cuplu și apoi la fel de bine. Da, poate nu mai ai timp e aceea, adică nu când te apucă romantismul, imediat se întâmplă lucru. Nu, pentru că copilul știi, se joacă, trebuie să dea în care, trebuie să-i schimbi pampersul. Dar el la un moment dat va dormi și atunci este timpul vostru și profitați de chestia asta. Pentru că, come on, este un alt timp al vostru pe care puteți să-l folosiți ca și cuplu, da? Ca și să vă uitați la film, să faceți ce vreți voi, dar faceți ceva și nu vă mai tot ascundeți în spatele chestia, da, am copil, nu mai pot să fac sex acum, nu mai pot să mă uit la film. Ba, da, poți să faci toate chestiile astea, nu se întâmplă nimic, doar că există un alt timing, un pic până crește el mai mare și o să-ți mai spună, băi, mami, mai lasă-mă, du-te și tu cu tati și stați acolo și lăsați-mă în pace. Va veni și momentul ăsta, credeți-mă. Deci nu generalizați, nu vă mai martirizați și nu vă mai dați cu capul de pereți cu toate chestiile astea. Lăsați teoriile astea de parenting duse la extremă, care nu se vă folosească la nimic. Și, nu știu, eu mereu, da, ați văzut că eu mereu am dat exemplu animalele. Păi băi, animalele se poartă în cel mai normal mod cu copiilor, deci așa trebuie să vă purtați și voi. Cam la fel, că și asta cu alăptarea, despre asta pot să mai fac încă 7 clipuri, dar nu o să mai fac, mi-a luat oricum, că acum cred că mi-a luat destul hate în acest clip. Și să-l încheiem într-o notă pozitivă. Nu ești o shit mom dacă nu faci toate chestiile astea care se cer, care se dea bine în fața celorlalți. Este foarte important relația ta cu copilul, prezența pe care o ai tu la modul pe bune în viața lui. Nu doar că pui poze pe Facebook și le arăți celorlalți cât de cute și de drăguț sunteți împreună și cum te dai tu cu curul de pământ. Nici nu contează ce părere au ceilalți și ce spun ceilalți. Contează ceea ce legătura pe care o ai tu cu copilul tău, care este doar între tine și copilul tău. Fii lângă el, ascultă-l cu adevărat, conectează-te cu el și asta o să te facă să fii mamă. Că nu există mamă bună, mamă rea, mamă nu știu ce. Până la urmă și mamele alea care își abandonează copiii. Alea sunt niște cazuri eșuate
cine știe ce s-a întâmplat acolo, cine știe ce dramă ascunde de fapt chestia aia, o mamă care își lasă copilul, nu își lasă copilul, dă nebună. Se întâmplă ceva acolo, dramă mare în spate pe care tu habar nu ai de ea și nu mai generaliza, că nu, n-a plecat să se cu altul ca să îi lase copilul la orfelinat. Nu, poate femeia avea cu adevărat o problemă sau poate trece printr-o depresie super nasoală post-naștere, pentru că din păcate am văzut și cazuri de genul ăsta unde femeia are nevoie de ajutor medical, așa că nu vă mai dați cu pumnul de pereți și o trimiteți la biserică și o stropiți cu aghiazmă, ci duceți-o bui mediceți-o la un psihiatru și la un doctor să vedeți ce se întâmplă cu ea, ce hormoni s-au mișcat acolo prost și a făcut ca ea să aibă reacțiile respective. De aia și tatăl are rolul lui și prezența lui de spirit și să-și mențină rațiunea clară și limpede. Așa că sunt și eu a shit mom, aluziva, love you. Și în rest, ce să vă spun, fiți normal, oameni buni, fiți pur și simplu mame, fiți prezenți.